Diploma primită este practic o mărturie a respectului de care beneficiez pentru aportul adus la conservarea patrimoniului tehnic feroviar din România. Acest titlu este conferit de către Clubul Feroviarilor din București și practic reprezintă un fel de atestat activității depuse de-a lungul a peste 20 de ani în domeniul protejării, a salvării patrimoniului tehnic, a locomotivelor, vagoanelor care au circulat pe calea ferată din România. Sigur că ele reprezintă o fărâmă de istorie o fărâmă a istoriei României și în același timp și o părticică din istoria zbuciumată a căilor ferate din România. Ce reprezintă personal pentru dumneavoastră? Mă gândesc că e o reușită. Da, reprezintă în onoarea realizărilor v-am spus, de mai mult de 20 de ani, practic de 23 de ani, de când am început să amenajăm acest mic muzeu din Deș, din depozit de locomotive din Deș. Ce ne puteți spune despre muzeu? Când a fost înființat? De către cine? Cum a venit ideea? Da, muzeul a fost înființat în anul 1992. Practic, în anul 1992 am restaurat prima locomotivă cu abur 150.105, care este de fapt locomotiva cu numărul 1000, fabricată la uzine din Reșița în anul 1955. Și, practic, inițiativa a fost a noastră, a dejenilor, a conducerii depoului deja mea, ca să spun așa, și an de an parcul muzeal al depoului s-a îmbogățit cu locomotive, cu vagoane, astfel că, în momentul de față, noi avem expuse 22 de exemplare. Ce părere aveți acum despre situația trenurilor, situația CFR din România, după atâția ani? Da, sigur, situația este cea care o cunoaște toată lumea. Nu este una foarte bună, avem probleme foarte mari, probleme legate de infrastructura feroviară în principal, pentru că să știți că parcul de locomotive și vagoane ar putea asigura viteza necesară circulației trenurilor la o calitate superioară, să spun așa. Problema infrastructurii este generală în România și se cunoaște, din păcate nu cred că va fi rezolvată foarte curând.